Asociația Familiilor Numeroase, organizație neguvernamentală care promovează, susține și reprezintă interesele familiilor cu cel puțin 3 copii, solicită public adoptarea cât mai urgentă a unui card național, un instrument care să ateste calitatea de familie numeroasă și să compenseze o parte din cheltuielile acesteia prin reduceri de preț acordate de instituții publice și private. Conform datelor publicate de asociație, o familie cu 3 copii are nevoie de 11.750 de lei lunar pentru coșul minim de consum pentru un trai decent, în timp ce, în cazul unei familii cu 7 copii, suma se ridică la 18.838 de lei. Cu câteva zile în urmă, datele publicate de o altă fundație arătau că un coș minim de consum pentru un trai decent, în cazul unei familii cu 2 copii, este de 9.978 de lei. Noua lege a pensiilor va face dreptate milioanelor de pensionari și aduce echitate în sistem, a declarat azi premierul Marcel Ciolacu. El a făcut un apel la toți miniștrii implicați în procesul de avizare să trateze cu prioritate acest act normativ, încât să fie adoptat până la 20 noiembrie. Premierul a precizat că pensiile vor crește anul viitor până la data de 1 ianuarie prin indexare cu 13,8% și a doua oară la 1 septembrie, în urma finalizării procesului de recalculare conform legii. Administrația Națională de Meteorologie a emis astăzi un cod galben de vreme severă care vizează intensificări ale vântului în jumătate de țară. Între județele afectate este și Maramureșul. Avertismentul intră în vigoare de astăzi, ora 22, și este valabil până sâmbătă dimineață, 4 noiembrie, ora 3, potrivit specialiștilor. Vântul se va intensifica treptat pe parcursul acestei nopți în mai multe județe din țară, inclusiv în Maramureș. Acesta va avea viteze în general de 55 până la 60 de kilometri pe oră, iar la altitudini de peste 1700 de metri vor fi rafale de 80 până la 110 kilometri pe oră. De asemenea, în unele zone vor fi averse, cantitățile de apă urmând să depășească pe arii restrânse 15 până la 20 de litri pe metrul pătrat.